Bună dimineața! Mergem la adunare. Mami, după cate, nu-i cu noi, că o doare foarte tare gâtul. Nu a dormit, o zici că toată noaptea. Nu se simte așa bine. Vreau să vă filmez fetele mele, ce frumoase sunt. Și vă filmez un pic la adunare. Ok, pe curând. Mărit să fie Domnul. Amin. Din toată inima putem spune împreună cu toții, Mare Dumnezeu avem. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Suntem în această zi binecuvântați de Domnul din nou la casă de rugăciune într-un număr așa de frumos și a dorit din toată inima prezența Lui Dumnezeu să fie simțită în toate inimile. Amin. Am venit aici cu dorul de a ne întâlni cu Domnul și doresc Domnul să ne ajute să-L putem simți împreună cu toții. Nevoile noastre sunt multe, dar Cel care le poate rezolva pe toate este Dumnezeul nostru și din toată inima putem spune încă o dată, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Versetul 5, care s-a citit în această dimineață din Psalmul 138, partea a doua, spune așa de frumos, Mare este slava Domnului. Aș vrea în această dimineață slava lui Dumnezeu să se prezinte în locul acesta. Amin. Și dacă am venit aici cu Domnul să ne întâlnim cu Dumnezeu, Domnul să ne ajute la locul acesta. Aș vrea ca închinarea noastră pe care David o exprimă prin cuvintele pe care le-am citit în Psalmul 138, lauda și închinarea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu să fie din toată inima așa cum Domnul o așteaptă de la fiecare dintre noi. Și uitați ce frumos spune chiar din primul verset, te laud, nu oricum, nu de formă, nu din obișnuință, nu din rutină, ci te laud din toată inima mea, Domnul să ne ajute. Amin. Închinarea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare moment al vieții noastre, trebuie făcută așa cum Domnul o cere, din toată inima. Închinătorii adevărați care sunt după voia Domnului sunt în duh și în adevăr. Și noi în această dimineață suntem în această casă de rugăciune așa de frumoasă și vrem închinarea noastră prin cântare, prin rugăciune, prin slujirea noastră pe care o facem înaintea lui Dumnezeu. Să ținem cont întotdeauna că Dumnezeu apreciază și așteaptă ca închinarea noastră să fie făcută nu de formă, nu din obișnuință, ci din toată inima și mă rog Domnul să ne ajute. Amin. Atunci când venim la casă de rugăciune și vrem să ne rugăm, vreau în această dimineață Dumnezeu să ne asculte toate rugăciunile. Dar dacă o facem de pe buze, dați-mi voie să vă spun că Domnul nu ne va asculta. Dar dacă o vom face din toată inima, Dumnezeu este cu noi, lăudat să fie numele Lui. Amin. Și El va asculta rugăciunea noastră, închinarea noastră, fie prin cântare sau fie prin rugăciune. Psalmistul în Psalmul 119 face aici câteva referiri și ne arată cât de importantă este dedicarea noastră din toată inima înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 2, ca și frumos spune, ferice de cel ce păzește poruncile care îl caută din toată inima. Ferice de omul care ascultă și îl caută pe Dumnezeu. Este cuvântul pe care David îl spune în Psalmul 119. În versetul 10 continuă și spune, te laud din toată inima mea. Este a doua subliniere pe care o face David în Psalmul 119. Din nou, din toată inima, lauda trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu. Versetul 34 și versetul 58 din nou menționează când spune, dăm pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima. Vedeți dumneavoastră, este foarte important principiul pe care Dumnezeu îl așteaptă și îl are, este următorul. Atunci când vii înaintea prezenței lui Dumnezeu, trebuie să te închini, trebuie să asculți, trebuie să împlinești poruncile lui Dumnezeu din toată inima. Și mă rog în această dimineață, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Suntem la casă de rugăciune și aș vrea fiecare dintre noi să-L căutăm pe Dumnezeu, dar nu oricum, să-L căutăm din toată inima. În această dimineață eu nu cunosc problemele cu care tu te confrunți. Dar este unul dintre noi și acesta este Domnul care cunoaște toate suferințele și problemele tale. În această dimineață te îndemn în numele Domnului
caută-L pe Dumnezeu din toată inima. Amin. Și în această zi, Dumnezeu din cer îți va răspunde, slăvit să fie numele Domnului. Laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El în viața ta, dar nu oricum în această zi, tot din toată inima, și Dumnezeu va primi închinarea ta, va primi slujirea ta pe care o face în locul acesta. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu din nou în această zi. Și așa cum salmistul ne îndeamnă și ne spune, te laud din toată inima mea. Aș vrea în această dimineață să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima noastră. Cu problemele cu care noi ne confruntăm, avem din nou o șansă. Șansa aceasta este ziua de astăzi, pe care Domnul ne-a lăsat-o ca un har, ca un dar pentru fiecare dintre noi. Dacă vrei să te apropii de Domnul, în această dimineață te poți apropia. Domnul este la Betania, slăvit să fie numele Lui. Însă ține cont de principiul acesta. Caută-L din toată inima. David ne spune în această dimineață, te laud din toată inima mea. Tot ce facem în această zi, în locul acesta, lauda noastră, închinarea noastră, vrem să o facem din toată inima pentru slava lui Dumnezeu. Și făcând lucrul acesta, Domnul va da răspuns la rugăciunile noastre. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și haideți împreună cu toții din nou. Din toată inima stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu. Cu poveri, cu necazuri, cu suferințe, cu problematica vieții noastre. Vom apela din nou la mila și la îndurarea lui Dumnezeu. Și Cel ce este între noi, Cel ce este viu, Cel ce este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, fie ca în această dimineață mâna lui Dumnezeu să fie întinsă peste Betania. Și dacă ai venit întristat în locul acesta, Dumnezeu să aducă înviorare. Dacă ai venit bolnav, Domnul să te vindece. Și dacă ai venit de dezamăgit, Domnul să pună credință în inima ta. Dar te sfătuiesc în această zi, caută-L pe Dumnezeu din toată inima ta și Dumnezeu în această dimineață va răspunde la toate rugăciunile. Împreună cu toții continuăm să ne închinăm în rugăciune și Domnul să ne asculte pe toți. Amin. Yeah.
Fete vor avea o cântare, apoi ascultăm și grupul de surori, iar în cele din urmă, din nou corul de copii. Thank you.
Amin. Cu mărunce, cu aptură sfântă, dragă.
Thank you.
Orice s-ar întâmpla, mergem înainte cu tine, Doamne, lume clădină, suntem în mâna ta. S-ar veni gata mării mari, pe secura mie deodată, și când credeam că nori grei, îmi ori viața toată. Mai întări, ca să rămân pe stâncă tare. Mai întări, mai întări. Mergem înainte cu tine, Doamne, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Mergem înainte cu tine, Doamne, nu ne clătinăm, suntem în mâna ta. Mergem înainte cu tine, Doamne, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Mergem înainte cu tine, Doamne, nu ne clătinăm, suntem în mâna ta. Cu dorul dorurilor mele, te voi slăbi, te voi slăbi. Mergem înainte cu tine, Doamne, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Mergem înainte cu tine, Doamne, nu ne clătinăm, suntem în mâna ta. Orice s-ar întâmpla, mergem înainte cu tine, Doamne, nu ne clătinăm, suntem în mâna ta. Ce va fi mâine eu nu știu, dar știu că taina voi tale, o voi pice pe rânduri, voi cânta geosa tale. Ce minunat, ce minunat, când voi ajunge strălucire. Ce minunat, ce minunat, mergem înainte cu tine, Doamne, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Mergem înainte cu tine, Doamne, clătinăm, suntem în mâna ta. Mergem înainte cu tine, Doamne, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Mergem înainte cu tine, Doamne, nu ne clătinăm, suntem în mâna ta. Indiferent ce va veni, să mergem înainte cu Domnul și toată biserica să spună amin. Amin. Putem să reașezăm și ascultăm afară bisericii. Amin. Urmează să dau citire formulei de binecuvântare, iar acolo unde se potrivește biserica, răspunde cu amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-mi, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze, Miriam, Sofia, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Miriam, Sofia, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Miriam, Sofia, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel. Și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Să ne închinăm înaintea Domnului. O, Doamne Dumnezeule,
în clipele și momentele acestea, împreună cu fratele Mica și cu soția lui, venim împreună și cu cei 8 copilași și în mod deosebit cu micuța aceasta, Miriam Sofia, înaintea ta. Doamne, e o zi de sărbătoare pentru ziua lor astăzi și vreau să te rog din toată inima sărbătoarea să o pecetuiești cu binecuvântarea acestei fetițe. Miriam Sofia, eu mă luat-o pe brațele mele, dar te rog, iau-o tu pe brațele tale sfinte. Amin. O, Doamne, să crească și să trăiască înaintea ta. Amin. Și să se bucure de viață și sănătate trupească, iar când va fi mare, să se bucure și de sănătate spirituală. Amin. Lasă să seamene părinților ei în credincioșie, în dragoste, în umblare cu tine, dar în mod deosebit, lasă să seamene ție. Așa cum Pavel dorea întădată ca toți să călcăm pe urmele lui, că el călcă pe urmele tale, așa aș vrea, Doamne, fetița aceasta să fie totdeauna pe urmele tale. Amin. Păzește-o, Doamne, de duhuri rele, de oameni răi, păzește-o de întinăciunile lumii și fă-o, Doamne Dumnezeu, să se dezvolte armonios în inteligență, în credincioșie, în viață trupească și să fie o bucurie pentru părinți, pentru biserică și în mod deosebit pentru tine. Doamne, fii tu scutul ei, fii tu ocrotirea ei, fii tu adăpostul ei. Mâna ta plină de har și cu protecție cerească să fie peste ea totdeauna și nimic să nu-i se poată întâmpla rău. Mă rog, Doamne, să binecuvântezi pe mama care a dus-o în lume. Te rog, sori Adriana, să-i dai multă sănătate, Doamne. Amin. Tu faci să fie o mamă veselă în familia ei. Amin. Să se poată bucura de copii și copiii privind la ea. Să vadă în bunătatea ei bunătatea ta dumnezeiască. Umplu-o de chipul tău sfânt și fă-o să fie un indicator spre împărăția cerurilor. Dă-i sănătate până la sfârșitul vieții. Să poată fi un model pentru casa ei. Mă rog pentru fratele Beni să-l binecuvintez. Doamne, atinge-te tu de el încă o dată. Dă-i, Doamne, o viață sfântă. Dă-i, Doamne, o viață curată. Fă-mi să fie un preot în casa lui. Fă ca întotdeauna cuvintele lui să fie rostite cu greutate. Și tot ceea ce va spune în casa lui să fie cu adevărat credibil. Așa cum ai zis altădată despre Avram, că îl cunoști și că știi că el va porunci casei lui să țină calea ta, așa cunoaștem și pe Beni, Doamne. Ajută-mi totdeauna să dorească calea ta și împărăția ta. Dă-i putere să câștigă pâinea cea de fiecare zi. Amin. Și fă, Doamne, în fiecare zi, împreună cu familia, să facă din casa lui un colț de rai. Binecuvântă bunicii și de-o parte și de alta. Binecuvântă biserica. Binecuvântă toți copiii familiei Mica, binecuvântă toți copiii bisericii. Amin. Și vrem, Doamne, cu tot ce ne-ai dat, într-o zi să moștenim împărăția ta. Amin. Așa cum am întădată, voi să zicea, nici o unghie nu vrem să rămân în Egipt. Așa spun și astăzi și aici, nici o unghie din tot ceea ce avem nu vrem să se bucure diavolul de nimic, ci cu tot ce ne-ai dat să putem moșteni cerul tău. Amin. Îți mulțumesc încă o dată pentru Miriam Sofia, îți mulțumesc pentru frățiorii ei, îți mulțumesc pentru mama, pentru tata, pentru bunici, pentru biserică, pentru noi toți. Și lasă harul, pacea și binecuvântarea ta să fie cu noi și în mod deosebit cu familia fratelui Beni și a sorii Adriana. Amin. Amin. Dragii mei, din partea bisericii, urmează să rămânăm acest certificat care atestă că astăzi, 21 mai 2023, în Biserica Pentecostală Betania, s-a cerut binecuvântarea din partea lui Dumnezeu peste micuța Miriam Sofia și noi toată biserica credem din toată inima că ceea ce Dumnezeu binecuvintează rămâne binecuvântat pe vecie. Amen. Amin. Cred că este potrivit ca numele nostru tuturor, fratele Benica, în calitate de tată și de slujitor al Bisericii Betania, să mulțumească Domnului pentru dimineața aceasta. Da, Tatăl bun care ești în ceruri, stăm înaintea ta cu mulțumire și știm că ceea ce tu binecuvintezi rămâne binecuvântat. Amin.
Până aici am văzut mulțimea binecuvântărilor tale care au fost răspândite în familia noastră și vrem să-ți mulțumim. N-am fi meritat niciuna dintre aceste binecuvântări și dacă am fi trebuit să cerem vreuna din binecuvântările acestea, n-am fi știut, Doamne, să cuprindem mulțimea îndurărilor și binecuvântărilor tale. De aceea îți mulțumesc și te binecuvintez. Încă o dată vreau să-ți mulțumesc pentru Miriam, Sofia. Știu că Tu ai binecuvântat-o, Doamne, și va fi o binecuvântare în continuare pentru noi și biserica aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost prezent cu noi aici la închinare. Îți mulțumesc că ochii Tăi sunt peste locul acesta, Doamne. Îți mulțumesc că Tu vei face mai mult decât am știut și știm noi să cerem, pentru că ești Dumnezeu Tatăl nostru care răspunzi nevoilor noastre. Vrem să ne încredințăm în continuare mâinile Tale. Vreau să încredințez biserica aceasta în mâinile Tale. Orice ființă care a fost în locul acesta, orice suflet, Doamne, vreau să fie binecuvântat de puterea Duhului Tău Celui Sfânt. Vrem ca în dreptul fiecăruia dintre noi să lași binecuvântarea, Doamne, a mântuirii sufletelor noastre și fiecare dintre noi să cunoaștem, să ne asemănăm cu Tine în fiecare zi. Doamne, te rugăm să rămâi cu noi, Doamne, în continuare. Ne așezăm în brațul Tău, așezăm, Doamne, familia noastră, copilașii noștri, ne așezăm în brațul Tău și știm că de acolo nimic nu ne va putea smulge, de aceea te rugăm frumos. Lasă peste noi îndurările Tale, lasă lumina Ta peste noi, lasă binecuvântarea Ta peste noi și atunci când se vor citi numele, Doamne, vreau să rostești și acest nume al fiicei noastre, Miriam, Sofia și al celorlalți, Doamne, și al bisericii din locul acesta, Doamne, cu toții să ieșim în întâmpinare înaintea Ta. De aceea Te rugăm, ajută-ne să ne sfințim, să ne pocăim, să ne apropiem de Tine, să slujim Ție cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră și vrem ca să mergem înainte împreună cu Tine, Doamne. N-avem niciun curaj să mergem fără de Tine, vrem să mergem împreună cu Tine, de aceea Te rugăm, mergi Tu înaintea noastră, mergi ca un viteaz și noi îndrăznim astăzi, pentru că Tu ai biruit, Tu ești biruitorul, ești Domnul oștirilor, slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru părtășia din locul acesta. Îți mulțumesc pentru rugăciunile, Doamne, pe care Tu le-ai ascultat și vei trimite răspuns din cer. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne. Ajută-ne să le punem la inimă sfaturile, Doamne, și îndemnurile care au fost rostite. Să le împlinim în viața noastră ca să avem viață și binecuvântare mai departe. Îți mulțumesc pentru cântările de laudă, Doamne, care au fost cântate aici. Îți mulțumesc că Tu locuiești în mijlocul laudelor. De aceea întotdeauna vrem inima noastră plină de bucurie să vină înaintea Ta. Te binecuvântăm pe Tine pentru toți cei care au fost părtași la această părtășie și Te rugăm să rămâi cu noi de acum și până în veci. Amin. Amin.